I'm a man on fire, walking through your street. Eu venisem la Iași de vreo 2 săptămâni. Ne cunoșteam doar băieții cu care lucram. Eu știam despre existența lui de la un prieten comun. Nu știam nicio fată, nimica. Și băieții au spus că hai să ieșim la fete. Și la un moment dat mă sună prietenul ăsta al meu. Eu mergeam acasă în weekend și îmi zice: auzi, hai că a venit Iuri din Italia să ieșim la un suc. Am ieșit noi împreună. A venit pe mine la cămin, că eu stăteam la cămin pe vremea aia. Și m-am urcat la el în mașină și a făcut așa niște ochi mari. Mi-a plăcut din momentul când ne-am dus să o luăm de la cămin și s-a urcat la mine în mașină. Eu pentru el adusesem o altă fată, o prietenă de-a mea, foarte bună, blondă, deci total diferit ca aspect față de mine. Și bineînțeles, când am ajuns la local, am așezat-o lângă el. Eu m-am așezat lângă prietenul ăsta al nostru comun. Și ăsta tot și-a întins gâtul toată seara. Am stat de vorbă, așa, ne-am uitat unul la altul, să vedea că ne-am plăcut amândouă unul cu celălalt. Dădea semne că este interesat de mine și nu de, de ea. M-a plăcut de Andreea. Și a doua zi ne-am întâlnit cică să luăm prânzul, dar de fapt de la 2 după amiaza din ziua respectivă până la 4 dimineața a doua zi noi am stat de vorbă. Am stat în mașină, am umblat, am făcut de kilometri, am băut cafea într atâtea localuri, ne-am povestit toată viața care nu ne-am cunoscut. Cred că tot ce a făcut el a fost din dragoste și din iubire și din apreciere. După aia mi-am dat seama că el este omul lângă care eu vreau să trăiesc. Practic eu alături de el m-am maturizat. Eu am văzut tot ceea ce vroiam eu. Firea asta liniștită, care îți dă o senzație de pace. Este foarte calm, foarte cald, foarte atent. Din prima clipă în care ne-am cunoscut, cu atenție, cu cadouri. Grijuliu, să fiu lângă ea tot timpul când are nevoie de mine. E un om minunat, ce să mai... Exact ce-mi trebuie și jumătatea mea perfectă. Cel mai nebun lucru, am acceptat să mă măriți cu el. Băi, cel mai crezi lucru care poți să o faci, demonstrezi un bărbat că îl iubește, să spui da. Și cred că asta a fost cel mai nebun lucru, să spun da. Peste 2 săptămâni deja eram împreună și stăteam așa într-o dimineață acasă la mine. Dăm cafeaua, ia să uitam pe Facebook ceva și eu zic, de tu știi ceva? Tu ești mărit cu mine. Și cu accent este moldovenesc. Ce te vede aici? Eu am facultate, eu mai am de învățat.
de cerut, m-a cerut, cred că, de vreo 20 de ori. Fiecare zi aproape îmi spunea... Dar tu vrei să te măriți? Tu ești gata de mărit? Ești sigur că vrei să te măriți cu mine? Așa lucrează sistemul. La începutul acesta de drum pe care îl faceți împreună, pe care îl puneți astăzi ca temelie împreună și dorim ca începutul să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Eu îți mulțumesc mult pentru tot ce ai făcut pentru mine și pentru noi, pentru toate sacrificiile și pentru toate momentele care au fost între noi. Și îți mulțumesc pentru ce va fi, pentru că sunt sigură că va fi ceva minunat și ceva care se va consemna undeva în ceruri și va rămâne în amintirea celor din jurul nostru și vom putea povesti copiilor noștri. Noi doi să ne descurcăm foarte bine, pentru că tu mai ai pe mine și eu te-am pe tine. Și orice nu s-ar întâmpla, eu am să te susțin, pentru că știu că ai să mă susții și tu. Te iubesc. I love you more today than yesterday and less than I will tomorrow.